Deoarece susținerea voastră din ultimul timp a atins cote maxime, vreau să vă răsplătesc și pe voi cu ceva, e cazul să vă răsplătesc și eu cu ceva, nu? Așa vine, reciproc. Voi susținere, eu răsplată. Zic că e fair and square, nu? Bun, prin urmare, voi face un nou giveaway pe acest canal. Giveaway-ul are ca premiu 1000 de gold. 1000 de gold și îl puteți câștiga dacă jucați pe orice server RPG. Prin urmare, puteți câștiga giveaway-ul dacă jucați pe RPG 1, 2, 3 sau 4. Este un giveaway pe toate serverele RPG. Hai să trecem la condiții pentru că știu că asta vă interesează. Pentru a intra în giveaway trebuie să 1. Dați subscribe acestui canal, foarte, foarte important, cu precizarea că dacă aveți abonamentele pe public, nu trebuie să faceți absolut nimic. Lăsați așa și voi verifica eu în cazul în care comentariul vostru va fi extras. Sau dacă nu aveți abonamentele puse pe public la contul vostru de YouTube / Gmail, depinde ceea ce folosiți pentru a intra pe YouTube, atunci va trebui să puneți o poză în comentariul de la punctul 3 cu o imagine în care se vede că sunteți abonați canalului Swifty Gaming Ro. Ceea ce duce la punctul 3, comentariu, în care lăsați numele vostru și serverul pe care jucați, exemplu Simulator HD RPG 3, pentru a ști cui să-i dau premiul în cazul în care câștigați. Atenție mare să vă scrieți numele corect cu semne de punctuație, dacă aveți punct, punct la sfârșit sau alte asemenea. Și condiția cu numărul 2, să dați like acestui videoclip. Mare importanță are condiția numărul 1 cu precizările anterioare. 1000 de gold, toate serverele RPG, cel mai bun să câștige. Extragerea va fi făcută când vor fi înscriși undeva la 500-600, văd eu când. Însă nu o să țin foarte mult cu acest giveaway, vom extrage destul de repejor giveaway-ul și să trecem la episod. Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer, în care vom abuza de comenzile de admin 4 și de privilegiile de admin 4 pentru a vedea cum reacționează jucătorii atunci când cineva încearcă să le dea țeapă. Îi fac post, să ceartă cu el, îl înjură. Vom vedea momentele următoare. Pentru asta va trebui să facem ceva. Va trebui să mă scot din orice facțiune, prin urmare să nu mai fiu leader, trebuie să-mi dau și un save data pentru a se adapta pe website mai repede și vom merge acum pe website și mă voi băga într-o facțiune random, la întâmplare, cu un rank prestabilit și după îmi voi da name cover din joc, dar asta va merge numai dacă... Deci dacă mă pun rank 6, pe exemplu, LS Taxi, ca să-mi dau name cover, trebuie să mă duc în FBI. Prin urmare, nu o să pot să fac așa. Ca să pară că sunt și în facțiune, v-ați prins? Atunci mă voi băga în FBI cu rank 5 și o să-mi dau name cover din FBI. Da, după dispare și nu mai apare acolo. Bine, facem un fel și după trebuie să mă drăguiesc. Nu se poate treaba asta, ceea ce voiam eu să fac. Să-mi dau name cover să și apară că sunt într-o facțiune, nu merge să fac, pentru că nu funcționează treaba asta. Pentru că pentru a-mi da name cover trebuie să fiu un FBI și dacă îmi schimb numele, după nu pot să mă pun în facțiune decât dacă nu sunt... dacă sunt deconectate pe joc. Și ca să mă deconectez, se restează name cover-ul. Prin urmare, nu funcționează așa treaba. Însă ne vom da pur și simplu name cover. Da, Omnicops are loud, nu contează, FBI. Bun, haide Swift-ul acum să ne distrăm un pic. Name cover 182 și o să-mi pun numele... acum numele problema, știi? O să-mi pun numele... Dau pentru... hai să ne punem un nume din ăsta de țepar, așa. Miclescu... Nu știu, asta mi-a venit în cap. Miclescu... zicem așa. Terminator Zeu. The player is not on duty. Da, bine, duty. Nu contează ce skin ne punem, că oricum o să fie schimbat. Nu vreau asta. Nu vreau. Undercover off. Așa, name cover. Așa. Avem numele Terminator Zeu, da? Nivel 14, bine, puțin contează treaba asta. Însă avem numele Terminator Zeu. Acum e probabil apar că sunt în FBI. Nu, n-apar că sunt în nimic. N-apar. Dar dacă îmi dai un make leader acum, Terminator. Make leader Terminator 20. Acum va apărea că sunt în taxi. Bun, acum totul e în regulă și apare și sus că sunt în taxi la nume, dacă cineva se uită la mine. Haideți să luăm această bijuterie de mașină. Lamborghini Aventador. Am pus acest mod pe turism, îmi place foarte mult mașina Lamborghini Aventador. Lamborghini Veneno, nu Aventador. Cel mai scump Lamborghini de pe piață, 5 milioane de dolari. Oh my god, e extrem de frumos. Sper că într-o bună zi o să-mi pot să-mi cumpăr și eu unul în viața reală. Oh, vise. Acum, vom încerca să dăm țepe, dar țepe la greu. Pentru asta trebuie să mergem la Siena Los Santos și să încercăm să prindem o țeapă. Încercarea cu numărul 1. Salut! Hai să vedem acum
Cum reușim noi acum să inducem pe Manu să-i dăm o țeapă? Băi, n-am dat niciodată țepe, prima nu sunt bun la țepe. Am descoperit un programel care te ajută să faci bani mai repede. Nu știu cât o să crede asta, nu știu, nu sunt bun la dat țepe. Nu sunt bun. Prin urmare, hai să încercăm. Poate încercăm, nu știu, reușim. Nu vreau bani mai repede. Și am nevoie de un jucător cu care să îl testez împreună. E un manihe care exploatează problemele serverului. Un mini exploit, să zicem. Un mini exploit. Bun. Bun. Tot ce am nevoie este să îl testez pe contul unui jucător. Unui jucător. Acest exploit se bazează pe legăturile dintre doi jucători. Aici mă refer la legăturile din baza de date. Nu știu, ce să induc în eroare, să le induc în eroare că am nevoie și de contul lui pentru a face ceva. Așa, am văzut cont mai mic. Trebuie să fiu online în exact același moment. Pentru ca fișierele aferente celor doi jucători stocați în baza de date să se exploateze bugul. Nu știu, frate, ce să-i mai zic? Îmi spune și mie ce pot să-i mai zic? Ce aș putea să-i mai zic tipului ăsta? Ce pot să-i mai zic? Ce vreau să mă codează cu Hack Mania Min Spec? Oh, da. Nu, nu o să-ți dea nimeni spec pentru că nimeni nu este... Ia stai, poți dau cârâș și o să zic că găsi brother. Tot ce m-a raportat la admin e un bug, e un exploit. Eu mă numesc, ziceți un nume din ăsta de hacker, rapid. Mă numesc Andrei Atodiresei. Poate ai auzit de mine, exploatez sistemele serverelor. Însă ți-am spus, am nevoie de cineva care să mă ajute. În schimb îți ofer, în schimb, pentru că bineînțeles că trebuie să te răsplătesc cu ceva. Și eu cu ce ies? Pentru că, aha, și eu cu ce ies? Îți explic și ție exploitul și te las și îl las să ruleze. Hai că începe bine. Las să ruleze pentru conturile noastre. Prin urmare, amândoi vom face bani. Ni se vor adăuga pe cont 10k odată la 30 de secunde. Asta vine 20k pe minut, adică 1,2k pe oră. Lăsându-l așa non-stop, facem pe zi peste 10k. Bun. Băi, cred că funcționează, dacă ai vrăbiuța bună și știi ce să spui, ai papagalul bun și știi ce să spui, uite cum dai țeapă cuiva pe Sam. Bine, sau e prieten de-al tău? Nu. Nu e prieten de-al meu. Frate, dacă tu ai stricat tot, se va adăuga pe cont, nu e prins nimeni. Am mai testat exploitul, cum ce te găsesc pe YouTube, am mai testat exploitul pe comunitatea adversă. Acolo, după primele 5 minute, m-a oprit, dar făcusem câțiva caca acolo, fiind economia mai mare. Pe YouTube nu mă găsești. Însă sunt apropiat, haide mă, dă nu-i bag din astea, sunt apropiat a lui Q-Sile. Nu știu ce să zic. Discutăm pe Skype. fiți atenți în coa. Deci, uite și tu, frate, cum își ia
cum poate să-și ațeapă cineva, dacă unul are limbariță bună și știe ce să-i spună cuiva, efectiv își ia țeapă și uite, deși nu l-am cunoscut nicăieri. De unde e turismul de admin? Cum adică de admin? Aș, auci. Auci, auci, auci. Cum adică de admin? Evec de civil. Slash avec. Este o subcategorie a sobeitului. Subcategoria comanda este introdusă de mine în cod. Bun. Ta, n-a ținut. Poftim. Nu, că nu mă las. Nu mă las, frate. Fii atent că nu mă las. Deci nu mă las. Da, vine cu turismul ăsta și bate la ochi extrem tare. Uite, la treaba asta, chiar nu m-am gândit la treaba asta. Nu m-am gândit. Hai să vedem ce zice el mai departe. Să vedem între timp ce spune. Prin urmare, mă ajuți sau nu? Ce giveaway? Nu cred că mai ține. Nu cred că mai ține, s-a prins. Da, mașina, uite-mă, toată mașina. Poftim. Mare, cred că mă confunzi. Mă ajuți cu exploitul sau nu? Da, hai că nu mai ține. Da, cel mai probabil. Da, hai că nu mai ține. Bine, frate. Pe tine o să te las în pace pentru că nu mai ține. Aia e, nu mai ține. Da, te-ai prins. Next! Aici parcă merge un pic mai bine. Sal, bă, ai mașini, pare jucător începător. Vreau să-l duc pe Skype, să vedem ce reacție va avea. Tot de acolo ce ai fost selectat pentru a testa un cod care îți va băga pe cont 30.000 de dolari odată la 50 de secunde. Adică faci bani nelimitați. Și am nevoie de cineva care să testeze asta. Eu sunt creatorul programelului. Creatorul malefic al programului. Al invenției care își va distruge inventatorul. Hai să vedem dacă reușim cu Hitman. Eu, creatorul programului, ești dispus să mă ajuți? Am 30k în bancă. Păi după cum scrie așa, pare jucător începător. Ești dispus să mă ajuți? Acum nu știu cât o să scrie el. Dispus să mă ajuți? Ai Skype? Ia să vedem. Prin urmare, dacă încerci și dacă ai puțină răbdare și dacă am 30k în bancă acum. Ok, ai 30k în bancă. În bancă acum. Eu îți pot băga pe cont un caca. 100k. Hai că mai zicem așa. Până la un caca. Bun. Cu programul meu. Dar și eu, frate, încep să-i explic de program, de chestii. Tipul ăsta poate nici măcar nu știe ce le-a un program. Poate fi un jucător mai mic în vârstă și nu știe ce e. Că, na, normal că nu știi. Hai să vedem. Până la un caca cu programerul meu. Ai de capul meu. Ai Skype să vorbim detalii? Îmi bagi un caca plus? Îți bag. Dar vreau să vorbim mai întâi. Uite așa își găsesc țeparii victimele. Nenorocite de țepari, așa își găsesc victimele. Printre din ăștia care nu știu. Efectiv, necunoștința și neștiința te aduce la țeapă. Întotdeauna. Așa că totdeauna fiți bine informați și nu aveți încredere nimeni de pe SAMP în ceea ce fac eu acum. Hai că să... ai Skype să vorbim? Nu, ia să-i fac altceva. O să sun pe telefon. Dar o să sun cu număr ascuns, că nu vreau să-mi vadă nimeni la numărul meu de telefon. Ai Skype să vorbim? Nu am. Îmi dai numărul tău de telefon să vorbim? Să îți explic detaliile? Oh my god, dacă funcționează treaba asta. Deci dacă funcționează treaba asta, să cred că sunt cel mai bun țepar de pe lumea asta. Cred că ar trebui să mă apuc de țepe. Glumesc, calmați-vă. Îți explic detaliile, îmi dai numărul tău de telefon să vorbim, îți explic detaliile.
Băi, încă o dată vă spun, nu aveți încredere în nimeni și nimic de păsa, mai ales nu că ai că de am 9 ani, n-am rr. Ce n-ai? Aoleu, peste cine am dat? Oh my god. Am 9 ani, n-am rr, n-am nr. A, n-are telefon. Dar telefon fix ai? Un număr la care să te sun? Oh my god. Oh my god, doamne, Swiftule, peste cine ai dat mâncația și... Vă realizați că sunt cu 8 ani mai mare ca băiatul ăsta? Și... Oh my... Nu. E gata să spun corupere de minori, dar nu, pentru că încă nu sunt major. Încă nu sunt major, am 200 minori. Oh my god. Uite, băi, de asta nu e bine. Hai să judecăm puțin acum ce se întâmplă. De asta nu e bine ca și copii în general să... Să intre pe jocuri din astea în rețea unde sunt foarte mulți oameni care pot interacționa de la vârste fragile. Pentru că, uite, se poate întâmpla ceva de genul. Dacă acum ar mai întreb și unde locuiești adresa ta, poate spune. Că nu a fost învățat să nu spunem unde locuiască de mama sau de tata. Deci nu e în regulă treaba asta. Deci chiar nu e regulă. Dacă aveți frați mai mici sau surioare mai mici, să nu faci niciodată treaba asta. Absolut niciodată. Nu am hai când să de să nu faci niciodată treaba asta, să-i lăsați pe servere sau pe comunitate unde pot interacționa mai mulți oameni fără să explicați niște reguli clare înainte de a intra acolo. Nu am hai când să, eu vreau să vorbim vocal. Deci nu e deloc ok treaba asta. Și din ce în ce mai mulți copii intră pe jocuri din astea în rețea de când sunt mici și nu e deloc ok, pentru că poate să ațepe foarte ușor, poate, nu știu, să vină, să dea și adresa de la casă, să vină peste sau din astea. Nu, deci nu vreau să mă gândesc, asta nu e chestie de glumă. Chiar acum glumim, noi glumim. Chiar dacă dă asta vreo informație, acum eu cenzuram, evident, aici pe videoclip. Dar nu e în regulă deloc treaba asta și părinții ar trebui uneori să fie mai responsabili. Sau pa, boss, pa, frate, gata, păi ce, stau așa cu tine? Bine. Și victima asta a picat. Dar eram pe aproape. Pe aproape. Eram chiar pe aproape. Dacă avea și număr de telefon sau poate avea și ai spus că n-are. Anyway, n-am reușit cu tipul ăsta. Poate reușim cu altul. Să vină să credeți. Am băgat faza aia cu exploit unuia. Vă omor tipului acestuia și mi-a dat numărul lui de telefon. Și acum urmează să-l sunăm pe telefon pe el. Acum, doar o secundă să pregătești aici tableta cu programul de înregistrat a zgomotului din jur, în caz că nu înregistrează microfonul acesta. Și sun acum pe tipul ăsta cu număr ascuns, bineînțeles. Și o să încerc să explic acum treaba asta. Uitați și voi, deci nu faceți așa ceva. Hai să vedem cum reacționează, ok? Stai ocupă, hai să pornim înregistrarea aștept pe tabletă. În caz că nu se salvează asta. Numărul de deci diez, 31, diez și numărul. Bun, hai să sunăm. Facem niște, da? Eu nu vreau să mai vorbesc cu voi de acum. Ok, difuzor. Alo, da. Alo, salut. Salut. Salut, sunt cel de pe SAMP, vă ți-am explicat. Da, hai de zi. Bun, în primul rând sunt Daniel, hai să ne cunoaștem mai întâi. Bine, sunt Laur, Laurențiu. Bun, băi, treaba asta în felul următor. Acum, recent, câteva zile, eu sunt de profesie programator, în general, programator. Da. Mă ocup cu chestia asta, cu programarea. Da. Bun, eu... Acum am încercat să fac un programel pentru SAMP care așa. Să bage bani pe cont, pentru că asta vrem cu toții, bani. Ok, așa că am studiat baza de date a Bizonului. Ok, ok, stai o clipă că mă sună cineva, doar o secundă să închid. Ok, bun. Și am exploatat baza de date a Bizonului și am văzut că dacă între doi jucători există o anumită conexiune și un anumit cod scris, acești doi jucători vor primi bani la un interval de timp. În cazul ăsta de față 30 de secunde. Aha. Care ce face fișierul ăsta al meu? Cumpără continuu arme de la Gun Shop Los Santos chiar dacă tu nu ești acolo și în loc să-ți ia banii, ți-i adaugă pe cont. E un bug. Și treaba asta face numai între două conturi. Adică adaugă în același timp ambele conturi. Aha, da. De ce nu te duci la alt player care eu știu, are level mai mare și poate se percepe de astea? Pe tine te-am găsit. Tot ce trebuie tu să faci, ți-am explicat acum tot ceea ce presupune treaba asta. Tot ce trebuie tu să faci este să mă lași să intru pe contul tău, să tastez niște comenzi pe care le am eu scrise aici din programelul meu, să fac legătura între contul meu ăsta, Terminator Zeu, și contul tău și după să pornim programelul, exploitul. Nu, frate, nu vreau.
Sigur nu vrei? Da, frate, sigur. Frate, până la urmă îți bagă bani pe cont. O să crezi că sunt duțe par sau nu, dacă vrei țară programelul cum e desfășurat, ți-l trimis și ție. Păi da, frate, dar nu vreau. Vreau să muncesc așa. Păi da, poți să-ți bagi bani nelimitați pe cont. Dacă nu vreau. Bine, frate. Auzi, stai, stai puțin, salut. Poți să salut YouTube-ul acum, hai să facem un experiment social. Salut. Să mor tu că ești... Stai. Swift Gaming. Zi salutul tu, frate. Swift e la telefon. Cine? Swift. Swift? Da, mă, Swift. Nu te cred. Frate, acum ești pe YouTube. Bă, deci puteam să jur când am auzit vocea, puteam să jur. Frate, în primul rând, dă voie să te felicit pentru că n-ai căzut în țeapa asta. Mamă, mersi, frate. Dar mi-am dat seama că... Mi-am dat seama și după voce și gândeam, a face el ceva pe YouTube. A, bă, frate, păi, ți-ai dat după voce, da. Mulțumesc frumos. Băi, acum trebuie că și eu știu, și te aude și YouTube în momentul de față. Ești live? Nu, nu sunt live în momentul. Filmăm episodul. Aaa, mamă, dar abia aștept să-l văd YouTube. Da, frate, dă-mi voie să te felicit pentru că n-ai căzut în asemenea plasă, dar nu-ți mai da numărul de telefon pe Sam, crede-mă, nu ți-l mai da. Da, dar chiar dacă cineva spune toate treburile și te convinge, nu da numărul niciodată de telefon. E, păi, vă zic să mă stac oricum, dacă ești să mă spune cu număr, îl vocaști, știi? Da, sunt. Ei, da, eu te-am sunat cu număr ascuns. Ai dreptate, da, ai dreptate, da, ai dreptate. Bine, frate, hai, te salut, vorbim și de pe Sampa acum și... Bine, frate, salut, te pup, te salut, te stay close, frate. Astăzi am învățat să nu dăm numărul de telefon oricui de pe SAMP, să nu avem încredere în nimeni de pe SAMP și foarte important să nu avem încredere în cei care ne spun că ne dau bani pe cone, bagă bani pe cont sau alte din astea. Și foarte important, protejați-vă contul, aveți grijă de averile voastre și foarte important, nu dați numărul de telefon încă o dată și nu aveți încredere în nimeni de pe SAMP. Fata viitoare, aveți grijă de voi, mulțumesc pentru atenția acordată și ca de obicei, stay close, bye!